prin multiculturalism eu înțeleg toți culturii. Nu înțeleg orgolii politice, nu înțeleg fapte care n-au nicio logică. Eu cred că o simplă piață de legume și fructe în care vin, vând și cumpără cetățeni, indiferent de etnie, nu strica decât la orgolii. Am trecut întotdeauna cel mai deștept cedează. Mergem mai departe și credem că, ba mai mult, extindem aceste piețe în toate cartierele orașului. Oricum, numărul mare de solicitări deja pe care l-am primit dovedeau acel spațiu ca fiind insuficient, dar încă o dată s-a demonstrat că atunci când dorim să construim Clujul și să nu mai fie circ în oraș, de care ne-am săturat cu toții, o putem face printr-o politică a bunei înțelegeri. Dar au fost mult mai multe cereri ale UDMR-ului pentru înfăptuirea acestui deziderat. Inscripții trilingve la ieșirea și intrarea în oraș, inscripții trilingve monumente. De lege. Care dă posibilitatea ca aceste inscripții să fie amplasate. Au fost mult mai multe astfel de cereri. Credeți că se poate înfăptui acest deziderat cu, vă certați cu exact cu acele persoane cu care doriți să înfăptuiți multiculturalism? Deosebirea între o parte și cealaltă este că eu nu mă cer. Eu pur și simplu fac administrație. Dar dânsii tot protestează. Dânsii se ceartă, aveți dreptate. Și atunci, cum putem atunci să facem acest, să împlinim acest deziderat? Dacă nu este înțelegere. Nu am pus arma jos. Încă sper că o să-i fac să înțeleagă. Credeți că vor fi înfăptuite aceste puncte? Pot fi înfăptuite? Aceste 11 plus 1. Prin bună înțelegere, orice partidă. Când? Oricând. Haideți să ne înțelegem foarte, foarte clar. Este vorba de o parcare, nu este un teren. Și nu este un teren al nimănui, este al tuturor clujenilor. Și singurul motiv pentru care am organizat piața, în afară de faptul că este central, este că este singura parcare care are și un grup social. Și atunci, ca să nu mai fie acele probleme, asta a fost singura problemă. Dar, repet, încă o dată, orgoliu niciodată nu va face casă bună cu administrație. Supărarea mea a venit din direcția în care și o parte a mass media am citit că suntem capitala culturală a zarzavaturilor. Îmi pare rău pentru cei care nu au înțeles că circul a plecat de mult din oraș și cred că pe clujenii mei pasionează de mult astfel de titluri. De ce nu se organizează astfel de piețe volante în piața Avramiancu, de exemplu, sau alte spectacole? Sau tot... Nu ați înțeles, cred că dumneavoastră. Singura, nu organizăm în piețe, ci în parcare. Dar nu, este nu. O mare diferență, mă iertați nu ați înțeles, vă traduc eu. Deci, în parcare am organizat și este singura parcare din municipiu care are grup social. Bună, dar și concerte, festivalul Berii, festivalul Înghețatei, tot felul de manifestări aceste se organizează numai în Piața Unirii. Cu lucruri, toată lumea a fost de acord că sunt evenimente culturale. De ce nu se am pot organiza în mod special și toată lumea este de acord. Nu m-ați înțeles. De ce nu se pot organiza și în Piața Avramiancu? Și târgul producătorilor și meșteșugarilor s-au organizat și în Piața Avramiancu. Când a fost asta? Acum un an, în fiecare an, târgul producătorilor și meșteșugarilor în jurul fântânii arteziene.